a doua oară în ultimii 2 ani când Code for Romania construiește în timp record infrastructura de care societatea civilă și guvernul României aveau nevoie pentru a sprijini pe cei vulnerabili într-o situație de urgență. Acum 2 ani, în martie 2020, începea pandemia de COVID-19 și Code for Romania construia în câteva zile infrastructura digitală de care România aveau nevoie, de care aveau nevoie pentru acces la informații, pentru acces la date despre COVID și acces la sfaturi despre ce pot să fac în momentele respective, cum se manifestă acest virus, această boală și cum pot să-i ajute pe cei din jur și cum se pot ajuta pe ei înșiși. Date la zi, știri oficiale, cine ce face, ce trebuie să fac, .ro, Rohelp, prin care au mers fonduri către societatea civilă care ne-a ajutat pe noi toți. Toată această infrastructură a fost construită în timp record și a ajutat în ultimii 2 ani peste 14 milioane de români. Mai important decât atâta, este o infrastructură care rămâne României pentru alte situații de criză. Acum, 2 ani mai târziu, parte din această infrastructură a fost refolosită pentru criza refugiaților din Ucraina și alături de aceste elemente pe care le aveam deja gata de acum 2 ani, li s-au alăturat dopomoha.ro, sprijin de urgență, un acoperiș utilizat de sute de mii de refugiați care trec granița pentru a găsi sprijin în România.